Doamnelor și domnilor, continuăm această dimineață, abordăm în continuare același subiect. Alături de mine, în platou în aceste momente, este domnul Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Spuneam de dimineață, marea majoritate a liderilor lumii, cei ce sunt la momentul actual la conducerea statelor, dar și cei care au fost în această fotoliu, au venit imediat cu un mesaj după aflarea morții reginei. Același lucru s-a întâmplat și în Republica Moldova. Exact, poporul Republicii Moldova și liderii noștri deplâng o personalitate istorică marcantă. Regina Marii Britanii, Elizaveta II, a prin acțiunea, prin personalitatea sa diplomatică, prin capacitatea de a fi un lider cu adevărat global, a lăsat o amprentă pozitivă, inclusiv în relațiile cu țara noastră. Prin urmare, doamna președintă Maia Sandu, doamna prim-ministră Natalia Gavrilița și șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, au transmis în seara zilei de ieri mesaje de compasiune și solidaritate adresate în primul rând casei regale, poporului britanic și tuturor celor care au cunoscut-o pe suverană, care a fost de altfel și lideră a comunității națiunilor. Deci pe toate meridianele lumii, vestea morții reginei Marii Britanii a produs și a creat o situație în care toată lumea deplânge o personalitate istorică care prin integritatea sa a marcat omenirea. Este probabil cel mai cunoscut politician și cea mai cunoscută persoană diplomatică din lume, pentru că toată lumea sigur a auzit de regina Elizaveta a II-a, indiferent de vârstă, de zona în care locuiește pe această planetă. Iar relațiile pe care le-a creat măria sa alături de guvernele pe care le-a condus cu celelalte țări sunt arhicunoscute iarăși de fiecare. Dacă e să facem referire însă la relația pe care a avut-o Republica Moldova după independență cu Marea Britanie, pentru că știm că regina în persoană a avut posibilitatea să se întâlnească cu ambasadorii și ambasadoarele ce au mers de Republica Moldova în regat. Exact. 7 decenii, aproape mai mult de 7 decenii la conducerea statului britanic, dintre care, de la momentul proclamării independenței Republicii Moldova în acest an, marcăm 30 de ani de relații diplomatice cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, o relație strategică care este consfințită inclusiv de parteneriatul strategic dintre țările noastre. Și în această perioadă, țara noastră a avut 7 ambasadori care au fost acreditați și care au avut onoarea să se întâlnească cu regina Marii Britanii, să poartă discuții, respectiv regina Marii Britanii a cunoscut din prima sursă despre țara noastră, a cunoscut despre poporul nostru și necesitatea de a construi un parteneriat solid pentru viitor. În această perioadă, cei 7 ambasadori au promovat profilul țării noastre la Londra, au promovat imaginea țării noastre în capitala britanică și în întreg regatul și au contribuit la consolidarea acestei relații de prietenie care nu se rezumă doar la o cooperare politică, pentru că Marea Britanie a fost alături de țara noastră în perioade dificile, a contribuit prin programele de asistență pentru dezvoltare, la consolidarea democrației, la consolidarea statului de drept, la dezvoltarea economică a țării noastre. Prin urmare, suntem profund recunoscători a autorităților britanice pentru această contribuție absolut deosebită. De asemenea, am vrut să menționez că țările noastre sunt reprezentate de ambasade din anul 2002 în cazul Republicii Moldova și 2004 în cazul Regatului Unit al Marii Britanii și deci această prezență diplomatică a fortificat și mai mult contactul între țările noastre și a stabilit o conexiune importantă între popoare. Ne mai vorbim de faptul că 10.000 de conaționali sunt stabiliți acum în Regatul Unit al Marii Britanii. Am urmărit aseară pe rețelele sociale cum cetățenii noștri la fel au deplâns trecerea în neființa suveranei. Îmi pare extrem de frumos faptul că regina s-a implicat direct în această întâlnire și relații diplomatice create între state, pentru că nu s-a întâlnit doar cu ambasadorii din Republica Moldova și cu ambasadorii din celelalte țări, însă foarte mulți monarhi în istorie nu au ales să facă acest lucru. În schimb, regina Elizaveta II a ales să se întâlnească direct și astfel să consolideze și mai mult relațiile bilaterale create între Regatul Unit și, în acest caz, sigur, Republica Moldova.
Da, la fel cum și domnul ministru Nicu Popescu a menționat în mesajul său de compasiune adresat poporului britanic, personalitatea remarcabilă a suveranei este una incontestabilă în contextul relațiilor internaționale. Domnia sa a călătorit în foarte multe state, a reprezentat cu demnitate țara sa în acestea și a contribuit la modul concret la o lume mai pașnică, o lume în care popoarele să se înțeleagă mai bine și probabil în istoria recentă nu avem alte exemple la fel de profunde ca cea a personalității reginei Elisabeta, care, uite, în parcursul celor peste 7 decenii a demonstrat reziliență, putere, a demonstrat că diplomația este principalul instrument de facere a relațiilor internaționale și este un bun exemplu pentru noi, un bun exemplu pentru toată lumea și în contextul actual, în contextul relațiilor moldo-britanice, transmitem încă o dată mesajul nostru de solidaritate, mesajul nostru de compasiune cu întregului popor britanic care deplânge regina Marii Britanii. Dacă e să vorbim în această dimensiune diplomatică, regina probabil a fost și cea mai influentă personalitate din lume în cele 7 decenii, pentru că reiterez, la momentul actual despre moartea reginei și de plângerea morții reginei vorbesc absolut toate persoanele din întreaga lume, indiferent de clasa socială, indiferent de statul în care s-au născut, dacă are ceva tangențial cu Marea Britanie sau nu. Exact, și ați menționat și în cadrul emisiunii de astăzi mesajele transmise de liderii globali, lideri nu doar din Europa, dar și din America de Nord, America de Sud, continentul african, Asia, Pacific, Australia. Deci, cu adevărat, un lider global. Pe toate meridianele lumii, în special în comunitatea națiunilor, vor fi întreprinse măsuri deosebite de comemorare a personalității reginei și toate acestea mesaje care vin din toată lumea demonstrează același lucru, că a lăsat o amprentă albă, a lăsat o amprentă extrem de pozitivă. În perioada domniei sale, Marea Britanie a cunoscut o perioadă de pace și prosperitate care a fost apreciată la nivel internațional. Desigur că ați menționat mai devreme și mai multe guverne cu care a lucrat sau care au lucrat în numele majestății sale. Deci toate aceste aspecte iarăși denotă faptul că Rana a muncit necontenit pentru bunăstarea propriului popor. Este foarte important fiecare dintre noi să cunoască informații istorice, să cunoască astfel de personalități sau să încerce cel puțin să se informeze, pentru că, foarte bine a menționat și Daniel Vodă, este un exemplu pentru fiecare dintre noi, drept implicare, simplitate și în același timp diplomație. Mulțumesc mult că ați găsit timp în această dimineață să veniți aici alături de noi. Vă dorim o zi cât mai frumoasă în continuare și vă așteptăm cu mare drag să reveniți. Vă mulțumesc pentru invitație.